Doamnelor și domnilor, bună ziua! Aseară am ascultat cu foarte mare atenție ședința Consiliului de Securitate din Federația Rusă, care fiecare membru și-a expus părerea pentru a recunoaște independența celor două proclamate republici separatiste din estul Ucrainei. Eu vorbesc de Donetsk și Luhansk. Aceste două teritorii, după cum știți, sunt un focar care încă din 2014 nici de cum nu vor să se împace cu gândul că acesta este teritoriul Ucrainei. Fiecare membru și-a expus părerea sa și l-a îndemnat pe Putin ca să semneze acordul de recunoaștere independenței acestor, așa zis, fost proclamate republici separatiste. Ceea ce și s-a întâmplat. Dar e o problemă care trebuie să o privim din alt punct de vedere. Când a luat cuvântul Narîșkin, acela a început să se bâlbâie și i-a propus lui Putin ca să anexeze aceste teritorii la Federația Rusă. Poate că nu sunt prea bun specialist în domeniul istoriei, dar din ceea ce am studiat, din ceea ce m-am informat până acum, mă duce tocmai în anii când Stalin era la conducere și îi punea sau îl punea pe fiecare membru al Consiliului Sovietului Suprem să semneze un document. Acel document nu era altceva decât represiile și ducerea oamenilor sau represiile, recunoașterea că oamenii sunt dușmanii poporului. Și iată că atunci, în acea perioadă, Stalin nu se mai uita la naționalitate. Era suficient ca vecinul sau prietenul să scrie numai o cerere la organele de drept, pe atunci NKVD, și noaptea veneau și te luau și erai dus fără ca să știi în care direcție. Atunci, în acea perioadă, au murit mii și mii de oameni, ceea ce se întâmplă și astăzi. E același scenariu care a fost atunci, pe vremea lui Stalin. Și astăzi s-a repetat acel scenariu și eu vă asigur că nu se va duce nicio rudă
din a treia generație la acest conflict de pe teritoriul Lugansk și Donetsk. Narishkin mi-l amintesc ca atunci în perioada când Gennady Yenayev, când s-a format acel GKCP, care vroia cu orice preț ca să se păstreze URSS și ca să-l înlăture pe Gorbaciov de la conducere. Un alt lucru e important. Nici nu mă îndoiesc de acest lucru, de acest fapt, fiindcă odată ce ei au recunoscut independența așa zisor republici separatiste, nu va trece foarte mult timp, căci aceste fost republici separatiste vor adera la intrarea în componența Rusiei. Exact același scenariu care a fost și cu Crimea. Un lucru e și mai important. Noi avem partea noastră, partea de est sau partea stângă a Nistrului, Transnistria, care și ea e separatistă. Și nu vreau să mă greșesc, dar scenariul practic e același. Pe noi ne așteaptă exact același scenariu care Rusia l-a făcut cu Ucraina. Și nu mă îndoiesc că nu va trece mult timp când Transnistria, Krasnoselski îi va ruga și el pe cei din Duma de Stat ca să voteze pentru recunoașterea așa zisei Republici Transnistrene. Apoi va fi iarăși Consiliul Superior al Federației Ruse și Putin iarăși va semna documentul de independență a Republicii Transnistrene. Eu nu mă îndoiesc și eu vreau ca pentru teritoriul Moldovei să fie o lecție, o lecție foarte bună și să fiți foarte atenți, căci nu în zădar, nu în zădar Putin ține trupele rusești pe acest teritoriu. Și o să vedeți că târziu de vreme Putin o să recunoască și Republica Transnistriană. Și atunci va mai tăia încă o parte din teritoriu, așa cum l-au hăcuit, da, în sensul direct a cuvântului, au hăcuit acest teritoriu și ne l-au dat Ucrainei. Atât am vrut să vă spun, doamnelor și domnilor, o zi bună să aveți, sănătate!